Deci uitați-vă și voi ce se află în recipientul ăsta, a fost în fața mea. O mare, mare problemă de sănătate, aș putea să spun, pe care o am în momentul de fapt, care se agravează pe zi ce trece și pe care am resimțit-o foarte mult. Acum este neapărat să mă operez. Mașină pe care în curând urmează să o schimb. Da. Bă, fraților, deci nu se poate. Fac vlog de 5 ani, dar niciodată nu am putut să mă țin de vlogul ăsta, să postez zi de zi mai mult de o săptămână. Așa că începem cel mai mare challenge de pe YouTube, o să postez zi de zi. De acum înainte, foarte, foarte mult timp, depinde de voi câtă susținere mi oferiți, așa că vreau să rupeți like-urile la acest episod. Nu am făcut niciodată cum arată o zi din viața mea, efectiv o zi din viața mea, așa că astăzi vă iau cu mine peste tot. O să avem foarte multe activități de făcut, dar începem cu o mega, mega clinică. Pe nume Clinica Duman, unde eu o să îmi fac astăzi ten. Poate mulți dintre voi știți că nu mai e un secret, am avut o problemă mare, mare cu acneea și foarte mulți dintre voi vă confruntați cu acneea, așa că astăzi mergem să ne facem un mega, mega tratament frumos care sper să mă ajute să-mi facă tenul de bebeluș, după care o să trebuiască să mergem să spălăm mașina, pentru că uitați-vă și voi cum arată mașinuța mea. Efectiv, veniți-vă, uitați-vă și voi volantul cum s-a făcut, fraților. Deci uitați-vă și voi cum mi s-a făcut colan. Simt că conduc o coajă de mașină, dar am vorbit cu băieții mei de la Octane. În curând o să mergem să recolantăm mașina. Astăzi mergem și la șantier, pentru că foarte multă lume mă întreabă cum mai stai cu casa. Ei bine, am făcut foarte, foarte multe upgrade-uri la casă pe care vreau să le vedeți și voi, dar până atunci, haideți cu mine să ne facem frumoși. Să nu vă speriați, dar o să am multe semne pe față, o să arăt jale. Deci vă jură, fratele vostru, cu mâna pe inimă, că n-am de ce să mă ascund, nu este niciun fel de promovare, noi nu colaborăm cu Clinica Duman. Am încercat foarte multe tratamente pentru coșuri, pentru față, creme peste creme, tot felul de chestii care nu au dat roade și efectiv singurii care au dat roade au fost ei. Sau bănuiesc că merită shout-out-ul ăsta, știi ce zic? Hai să mergem! Suntem la chinuială. Aici pe masă de operație, aici am scăpat de coșuri, să știți, fraților. Suntem aici alături de doamna Elena, care astăzi o să ne chinuie foarte, foarte puternic. Deci așa arăt eu before, stai să vedeți cum arăt after. E bine că măcar după o să arătăm bine. Hai, doamne, ajută că... Oh, mi se pare cea mai urâtă durere, durerea asta să-ți toarcă ceva coșurile. Bine că n-am iubită, că știți că iubitele sunt cu asta. E bine că prima dată o să fie de relaxare, așa, bam, 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 de curățare. După când trecem la stores, o să fie puternic, greu de tot. Noi filmăm lucrurile astea, guys, pentru că știm că foarte mulți dintre voi au acnee și foarte mulți dintre voi sunt la vârsta la care apare acneea și, na, adică să știți ce m-a ajutat pe mine. O simplă lumină dezinfectează fața? Doamne, Elena, să ne spuneți cum funcționează mai exact, pentru că foarte multă lume m-a întrebat, dar tu ce ți-ai făcut la față de să vadă coșul? Și zic că e un pixuleț care mă dă pe față, o substanță, o chestie. În el e o substanță, nu? Da. Perfect. Și... acid. Da. Pe care îi cunoaște toată lumea. Uh-huh. Dar scoate punctele negre, porculețele și ce mai este pe față. Prima dată când am venit aici mi s-a făcut chestia asta, substanța aia din borcanel, s-a negriș. Zic da, bine? Da. Se negrește, nu? Că e efectiv ce scoți din față, nu? Exact, se adună pe un săptunaj infralichid, pe celălalt iese lichidul. Să vă arătăm după, guys, cum o să arate borcănașul. Deci uitați-vă și voi ce se află în recipientul ăsta, a fost în fața mea. Gata, am pus ochelarii și îi dăm cu creunitul. Mă relaxam, dar cea mai mare durere. Mama mea! Dacă nu mi-e operat eu nasul ăsta să fie atât, să nu mai dă... Ești curmă! Ce doare, băi, doare rău de tot. Acum doare. Dar până acum n-am durut, jur. Stați liniștiți că nu doare deloc. Are mâna ușoară, doamna Elena. Păi pe bune, chiar nu doare. Aoleu, mi s-a înfilat de găină, nu se poate așa ceva. Revenim cu rezultatul, să vedeți cum o să arate fața mea. Un evantai, materie de mine evantai, că nu mai pot. Gata, guys, am terminat cu stoarcerea, cam așa arată fața mea în momentul de față. Și, guys, vreau să vă spun că o mare, mare problemă de sănătate, aș putea să spun, pe care o am în momentul de față, care se agravează pe zi ce trece și pe care am resimțit-o foarte mult, acum este
deviația de sept pe care o am, pentru că în zilele ce urmează o să trebuiască să ajungem neapărat la o altă clinică, pentru că o să trebuiască neapărat, să mă operez. Deci uitați-vă și voi ce se află în recipientul ăsta, a fost în fața mea și nu vreau să vă sperii, dar se află în fața oricărui om. Abia acum pot să mă simt curat, oricâte dușuri aș face, asta tot e în față. Gata și cu tratamentul, acum sper să mă uitați la vlog și cu fața asta și în zilele următoare, că durează până se reface fața, și hai să mergem că avem treabă astăzi. Am ajuns la băieții noștri de la Anvelope.ro și acum mergem să ne schimbăm o roată, o roată care mie mi-a mâncat viața. Mă întorceam de la Orăștie, am avut concert la Orăștie și la ora 3 dimineața pe Valea Jiului, roata față dreapta, ce credeți că a făcut? A făcut poc! Am rămas pe jantă, a trebuit să sun. Ultima mea speranță a fost o vulcanizare mobilă care până la urmă a venit cu chiu cu vai după 2 ore. Uitați-vă la cazanul meu care e pisau. Dacă te atingi de el... Te negrești, ești nebun la cap. Și ca să vă explic și ce s-a întâmplat, că vă gândesc cum a făcut poc, despre asta este vorba. Deci efectiv era o cărămidă pe drum pe care am luat-o așa. Am șterpelit-o un pic și... cărămida aia mi-a făcut o mare, mare tăietură pe cauciuc de aici până aici, care a fost îndeajuns încât să-mi dezumple roata mai puțin de 2 minute, și norocul meu a fost că am găsit un refugiu și am putut să trag pe dreapta efectiv mașina, că dacă nu o lăsam în drum. Gata, fraților, am pus roata și acum am zis să mergem și noi să mâncăm înainte de șantier și poate între timp în drum spre șantier sau după ce ne întoarcem de la șantier să spăl și o mașina, după care mergem să filmăm alt vlog. Am un vlog puternic, rău pentru voi, nu vă așteptați, nu vă așteptați. Haideți, guys, că până la urmă ne-am făcut timp să ajungem și până la șantier, pentru că voiam să vă arătăm neapărat cum arată casa în momentul de față și ce modificări am mai făcut. Și credeți-mă că e de la cer la pământ, de la ultimul vlog până în momentul de față. Și haideți să vă spun și ce urmează să facem, dar până atunci, hai să deschid poarta. Hai, guys, că până la urmă am reușit să ajungem și la casă. Bă, frate, n-am crezut că mai ajungem, că la ce trafic era să moară Jackson, că nu era trafic rău de tot. Primul și în primul rând, observați și voi că casa nu mai are absolut nimic. Pentru că urmează în curând să punem și geamurile care ne dă mari, mari, mari bătăi de cap. Până să vă spun ce mai urmează, haideți să vă fac un tur să vă prezint ce am mai făcut la casă. Stai puțin, că nici eu n-am văzut lucrurile astea, ești bun la cap. Da, scuzați deranjul din curte, care e ăsta, care e ăsta. Da, e șantier, frate, n-ai cum să faci curat. Nu mai e un secret că în momentul în care vrei să-ți construiești o casă, oamenii te fură la materiale, la bani, la timp, la de toate, frate. Și pe lângă chestia asta nici nu-ți face treaba ca lumea. Pentru această casă, bă, vreau să vă spun că am avut mare, mare, mare noroc să nimeresc numai oameni de nădejde. Și orice om care pune, bă, și o bucățică de cărămidă la casa asta, o să îl vedeți. Pentru că mă gândesc că foarte, foarte multă lume dorește să-și construiască o casă. Din câte vedeți, nu se mai vede deloc cărămida. De ce nu se mai vede deloc cărămida? Pentru că am tenguit toată casa, fraților, uitați-vă și voi, e fucking gri peste tot. Fiți atenți aici, deci practic aici o să vină geamurile și uitați-vă și voi cât de drepte au ieșit. Deci poți să vii cu bolobocul să le măsori că-s drepte, 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 drepte. În al doilea rând, din câte vedeți pe jos, scoate-mi gurița ta de șapă. Mamă, frate, cât de bine arată, ești nebun la cap. Da, deci din câte vedeți pe jos, se poate sta, se poate locui, pentru că am turnat șapa. Pe sub șapă am pus vestita vestitelor, încălzirea în pardoseală. Da, ați auzit bine, noi deja am pus încălzirea în pardoseală. Suntem nebuni, nebuni, nebuni. Și bă, sunt foarte, foarte fericit pentru că lucrarea a ieșit foarte bine. Am dat deja comanda la geamuri. Nu vreau să vă zic cât costă geamurile, pentru că din câte vedeți și voi, avem geamuri de să mă bată tataia, dacă nu. Un metru, cât am eu? 1,92 m, deci un pic mai 1 m, hai să zicem 1,90 m, geamă, ești nebun la cap, înălțime, vă lași și voi seama. Uitați-vă și voi cât de mari sunt, uitați-vă și voi cât de mari sunt. Gândiți-vă că toate ieșirile mele spre terasă, spre balcoane, sunt niște geamuri din astea super, super mari, care se vor deschide fix așa. Ghisante. Hai să mergem la etaj. La ce am găsit aici? Am găsit un cablu care este în scară și da, vedeți bine, pentru că în momentul în care picantul vostru va pune gresia pe această frumoasă scară, fiecare scară va avea un LED de acolo până acolo și în momentul în care calci, bam, bam, indiferent că e întuneric, ca să vei vedea scările, pentru că fiecare treaptă în parte va fi
plină de LED. Acolo jos va fi un copăcel care va atinge cam nivelul ăsta, un copăcel din ăla frumos de interior, iar de sus acolo am lăsat un cablu special pentru că de acolo va coborî o lumină din aia, tip așa candelabră, dar din aia modernă, firișoară așa de lumină, bam, 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 care va intra în completare cu copacul, va fi o distanță cam așa între ei, dar de sus va fi candelabru și de jos copăcel. Nu ne jucăm și nu ne-am jucat până acum și nu ne vom juca în continuare cu materialele folosite pentru casa asta. În primul rând, casa asta, cum o vedeți voi așa, ca virgulă, casa asta să se dărâme la un posibil risc seismic, credeți-mă că e greu. Am folosit atâta fier beton în casa asta și atâtea materiale de calitate. E greu cu ea, e greu să pice casa asta. Din câte vedeți, am tras și curentul și acolo și acolo avem prize, prizuțe, doze în care vor veni prizele. Deci pe aici vine încălzirea pardoseală. Bam, 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 în nebunia asta. Iar eu o să am control în fiecare cameră. Efectiv, în fiecare cameră pot să setez ce temperatură vreau eu, când vreau eu, de oriunde vreau eu, pentru că toată casa aceasta, cum o vedeți voi, nu o să fie doar mare, nu o să aibă doar design frumos, dar o să fie și o casă smart. Acolo o să vină mare, mare, mare și aici și aici balustradă de sticlă și pe scara la fel mare balustradă de sticlă, foarte, foarte frumos. O sticlă din aia murie la fel. Bum, bum, bum. Mi-au scos băieții mei scurgerile. Aici o să facă picant pe 120. Hale, banana. Dați-vă și voi cum arată dormitorul ăsta. Gândiți-vă și voi așa. Bam, stau în pat aici frumos. Hau, stau în pat. Mă relaxez. Bă, și mă trez de dimineață cu fiul ăsta. Cu iarbă verde frumos. Nu se aude niciun zgomot decât acum vecinul că taie cu fiertul. Dar în rest nu se aude niciun zgomot. Sunt foarte multe întrebări legate de designul interior al casei. Vă dați seama că această căsuță, având un design foarte frumos exterior, nu poate să fie urâtă în interior. Geamul dintre garaj și casă, care aici va veni un geam. De aici puternic va veni un mare, mare gemuleț frumos până în peretele ăla. Totul sticlă, fraților, totul sticlă. Efectiv, tu o să stai în living sau la bucătărie și o să văd mașina de aici. Mașina pe care în curând urmează să o schimb. Da, e a doua oară când zic chestia asta, dar nu se mai poate, frate. Deja vreau și o altă mașină de că m-am plictisit de la cap. Și dacă vă întrebați cine se ocupă de designul interior, ei bine, tot domnul arhitect Gabriel Georgescu, care s-a ocupat și de exteriorul acestei case. Sau dacă vă întrebați, băi Antoniu, dar cine ți-a construit casa? Băi Antoniu, dar cine ți-a făcut designul? Construcție, bezonal construct, arhitectură. Gabriel Georgescu, deci plecam de la casă și nu vă arătam tablă. Hai că am ajuns să vă prezint și spatele curții. Băi, eu am ales să-mi fac fântână, fraților, și din fântâna asta, deci s-au scos în decurs de vreo 5 zile, vreo 3 tone de apă. O să fie lifesaver, să moară Jacksana dacă nu o să fie lifesaver, o să-mi fac și fosă, o să am și panouri solare. Efectiv, casa asta o să funcționeze singură, pentru că foarte multă lume m-a întrebat. Bă, da, ați permis să o construiești, dar ați permis să o întreții? Este cel mai mare proiect din viața mea la momentul ăsta și e și cel mai frumos. Du-te mă de aici că nu costă atât. Du-te mă de aici că n-ai tu bani. Du-te mă de aici că așa. Am urcat din nou la etaj. Am coborât jos ca să vă arăt puțul, da. Pentru că nu se vedea tabla de jos. Cam așa arată tabla. E pusă cu mare, mare, mare precizie. Am verificat-o pe toată. Efectiv, nu există defect la casa asta. În momentul de față nu există defect. Și nu că e casa mea, dar chiar nu există defect. Tabla este de cea mai bună calitate. Tabla este de culoare gri antracit, cum de altfel o să fie toate detaliile din această casă. Mi se pare că este o culoare deosebit de frumoasă pentru o casă. Că tot zicea lumea că sunt Dorian Popa, Dorian Popa. Dorian e pe alb, eu sunt pe gri antracit. Deci aici nu ne-am nimerit. Aici e o diferență, să știți. Sper că vă place. O să vă țin la curent în fiecare zi de acum încolo. Dacă există oameni care își doresc să participe la acest proiect, mă veți găsi pe e-mailul meu, pentru că de acum încolo începe distracția cu mobilă, gresic și tot felul de nebunii de genul ăsta. Noi până data viitoare ne vedem pe Instagram. Dacă vreți să mă urmăriți, Antonio Pican pe Instagram, îmi dați acolo mare, mare follow, ne vedem pe story. De asemenea și pe live-urile de pe TikTok, pentru că m-am apucat să fac live-uri puternice pe TikTok, acolo cântăm, facem nebunii. Noi ne vedem mâine la ora 12 ca în fiecare zi. Vă pup și ne auzim data viitoare. Pa. Asta bonusul bonusurilor, că știu că am terminat vlogul, dar nu credeam că o să ajung mașina la spălătorie. Noi acum începem să filmăm alt vlog, dar am reușit să spăl și mașina. Le așează Dumnezeu în așa fel încât să reușești să le faci pe toate, frate. Fraților, mulțumiți-mi Dumnezeu în fiecare zi, pentru că doar datorită Lui suntem ceea ce suntem. Nu există noroc, nu există nimic, există doar Dumnezeu, fraților. Că am reușit să fac atâtea lucruri astăzi, sunt super mega recunoscător. Asta am vrut să vă zic, pa, acum chiar pa, pa.